ridichea uriașă. Bunicul a pus în grădiniță o ridichie și a crescut ridichea aceea mare, mare, cât capul omului și mai mare. Într-o zi, bunicul a încercat să smulgă ridichea din pământ și apucând-o de frunze, trage și trage, dar ridichea nu s-a lăsat deloc smulsă. Moșul a chemat și pe babă. Baba s-a prins de mijlocul moșneagului, moșneagul de frunzele ridichii și trag, și trag, dar ridichia nu s-a smuls. A chemat baba și pe nepoată. Nepoțica s-a prins cu amândouă mâinile de mijlocul babei, baba de moș și moșul de ridichie. Și trag, și trag, și trag, dar ridichia nu s-a smuls. Nepoțica a chemat cățelușul. Cățelușul s-a agățat de poala nepoțicăi, nepoțica de mijlocul babei, baba de moșneag, moșneagul de ridiche și trag, și trag, și trag. Dar ridichea tot nu s-a smuls. Iaca și pisica să ajute și ea a la scos ridichea. Pisica s-a agățat de coada cățelului, cățelul de poala nepoțicăi, nepoțica de mijlocul babei, baba de moșneag și trag, și trag, și trag. Dar ridichea tot nu s-a smuls. Stați că mai aduc eu un tovarăș în ajutor, zice pisica. Și a chemat pe șoarece. Se prinde șoarecele de coada pisicii? pisica de cățeluș, cățelușul de nepoțică, nepoțica de bunică, bunica de moș, moșul de ridiche și trag, și trag. Și ridichea s-a smuls și a ieșit din pământ. Așadar, numai unindu-se cu toții, au reușit să scoată ridichea. Deci, unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi, puterea crește. Unde-ți mai mulți se izbândește?